La sediul Poliției Municipiului Deva s-a desfășurat partea oficială a manifestărilor, care a debutat cu intonarea imnului național al României. În calendarul creștin, dar și în cel al Poliției Române, ziua de 25 martie reprezintă o zi de sărbătoare. În această zi, societatea românească își exprimă prețuirea și respectul față de profesia de polițist și față de profesioniștii care, cu onestitate, dăruire și sacrificiu de sine, își dedică întreaga lor capacitate serviciului pus în slujba semenilor. Cu această ocazie au fost premiați cei mai buni sportivi polițiști, cea mai bună subunitate de poliție, cel mai bun colectiv și polițistul anului. Cel mai bun polițist, polițistul anului 2015, este domnul Liviu Gonzeț. Domnul Liviu Gonzeț, de la Biroul de Investigații Criminale, Poliția Municipiului Deva. Să-l aplaudăm, să-l felicităm și să sperăm că cel anul va fi pe poliție. Subcomisarul Liviu Borzei, polițistul anului, are 44 de ani și de 22 de ani poartă cu mândrie și demnitate uniforma de polițist. Această diplomă se datorează în primul rând colegilor, șefilor de la Poliția Municipiului Deva și domnilor procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Deva cu care colaborăm. Meritul nu mi-aparține mie, ci un merit întregului colectiv. Ziua Poliției Române se sărbătorește începând cu anul 2002 la data de 25 martie, odată cu sărbătoarea creștină a Bunei Vestiri. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române.